Sunt foarte bine. Am început un tratament deja de aproape 4 săptămâni Da. și mă pregătesc. Am venit ieri la Ploiești pentru o ziua de naștere. Ziua cui? A? Nu a ta, că a ta e în decembrie. Fetița lui Romariu Pires, A, încă o ok. braziliancă, încă o Așa. braziliancă româncă, o Așa. româncă braziliană. Așa. Și am venit să stăm alături de el în această zi frumoasă care a fost ieri. Și acum fiecare preia treburile. Romariu se întoarce la Cluj Da? pentru antrenament și eu mă duc cu familia la mare. Ai voie să mergi la mare? Adică doctorii ce ți-au zis? E ok să mergi, să... Nu mă afectează la rinichi apa sărată. Ok, bun. Dar hai, povestește-mi un pic ce s-a întâmplat acum o lună. Pentru că în dimineața aia eram în redacție și de fapt de cu seara apăruse știrea și toată lumea era așa îngrijorată, nimeni nu știa ce-i cu tine. Care e starea ta? Adică părea foarte serios. A fost grav, grav? Cum a fost? Sau cum s-a întâmplat? Povestește-ne cum s-a întâmplat. Eu eram foarte liniștit, am primit foarte multe mesaje. Uneori mă speriasem că am crezut că s-a întâmplat ceva cu cineva. Că nu. Așa. Că nu. Că n-am deschis mesajele despre mine. Așa. Bun, eu pe la 7 dimineață m-am trezit cu niște dureri abdominale. Da? M-am dus până la baie. Am făcut un numărul 1. Da? N-am avut nicio durere, nicio treabă. Da? Și m-am pus la somn iară. Ok. Într-un moment dat mă trezesc a doua oară la 11:30 cu durerile mai mari și mă duc la baie cu senzația de a face numărul 2, Ok. dar nu mi-a ieșit nimică și dintr-o dată am transpirat tot corpul, așa 10 secunde, eram liorcă. Da. Și atunci am spus la soția mea să-mi aducă un pic de sare, că mi-a scăzut presiunea puțin. Ok. Am băgat sare sub limbă, am revenit repede și atunci am zis hai să mergem la spital, că mă doare ca la voluntari. La voluntari am avut o piatră la rinichi și Ok. durerile erau foarte asemănătoare, știi? Și am ajuns acolo, am făcut un CT. Și spuneam că, așa mi s-a spus prima dată, că am început de un infarct renal. Wow. Eu nu mă speriasem și soția mea plângea Ok. și mi-au spus că trebuia să fac un drum cu elicopterul. Wow, la București, unde? Sau unde? La Mureș, La la Mureș. Mureș, Așa. la spital județean. Și atunci am zis, oh, stai, cum să mă duc cu elicopterul, unde? Da. Și zic, nu, trebuie să facem drumul repede, că am vorbit acolo și o să facem intervenție. Nu prea pricepeam Da. la ceea ce va urma. Și în jur de ora 2 am ajuns la spital județean. În jur de ora 6 și ceva a ieșit știrea. Ok. Și atunci au venit domnul profesor de acolo, doctorii, și mi-a spus că tot o să fie bine. În jur de ora 11:30-12 am făcut o intervenție la angiografie, ceea ce am făcut la picior. Da. Deci, Și practic, mi au s-a intrat cu spart. ceva, au intrat cu o cameră și cu ceva ca Da, să-ți am de... făcut prin cateter. Am făcut un cateter prin inghinal, Da. partea inghinală dreaptă. Și a durat mai puțin de 15 minute. O spars un chiagur care s-a blocat la o arterie către rinichi. Aia a fost problema. Wow. Deci, practic, tu ai avut un chiac de sânge pe o arteră aproape de rinichi sau în drumul spre rinichi. Și, În practic, drum spre rinichi. și activitatea rinichiului era profund afectată de chestia asta. Nu era irigat, probabil, Da. rinichiul. Da, eu aveam doar durerile abdominale. Altceva nu m-a afectat cu nimic, știi? Ok, bun. Și apoi am stat o săptămână la spital că trebuia să fac un tratament. Da. Mi-au băgat o sondă care m-a rănit foarte tare. Da. Și
Apoi, tot faceam, cum zice, urinam sânge, da, cu urină. Da. Uneori ieșea niște bucăți de chiaguri. Wow. Pentru că s-au coagulat sânge. Și apoi, după o săptămână, mi-a dat drumul să continuă tratamentul cu pastile acasă. Era opțiune să continuă tratamentul intravenos tot la spital sau să merg acasă. Și atunci am mers acasă și am revenit. Vreau să spun că toată lumea vorbește foarte mult de spital românesc, situația la spital, situația cu sănătatea în România, dar am fost tratat foarte bine. Domn profesor Benedic, împreună cu doamna profesor Benedic, soția dânsului, m-au tratat foarte bine, mi-au explicat foarte bine, doctor Covaci, care a făcut intervenție, și asistente medicală, plus doctori acolo care au avut grijă foarte mult de mine. Vreau să le mulțumesc. Și acum, după ce vin în vacanță, merg la un control acolo rapid și sunt sigur că de acum încolo o să fiu bine.